Accenți, încălțăminte, haine și parfumuri vândute sub numele unor renumite branduri au fost confiscate de către polițiștii hunedoreni. Oamenii legii au efectuat un control inopinant pe linia combaterii contraafacerii de produse, în incinta târgului de la Bălata, și au descoperit sute de obiecte contrafăcute. Comerciantul s-a ales cu dosar penal. Încălțăminte și haine de firmă scoase la vânzare cu aproximativ 80 de lei bucata, dar și parfumuri de la renumite branduri cu 30 de lei bucata. Cam aceasta era oferta pe care un bărbat în vârstă de 51 de ani din județul Alba o avea pentru cumpărătorii din târgul de la Bălata. Doar că polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Hunedoara i-au dat planurile peste cap. În urma unui control, aceștia au constatat că toate produsele scoase spre vânzare erau de fapt contrafăcute. Marfa a fost confiscată, iar comerciantul s-a ales cu dosar penal. Ca urmare a controlului, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au identificat mai multe produse, atât articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, dar și genți și parfumuri, purtând însemnele unor mărci cunoscute, susceptibile însă a fi contrafăcute. Toate aceste produse au fost ridicate pentru cercetări, iar polițiștii au întocmit în acest caz un dosar de cercetare penală pe numele bărbatului în vârstă de 51 de ani din județul Alba, care a expus aceste produse spre vânzare. În cadrul acțiunii, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor 101 parfumuri, 14 articole de îmbrăcăminte sport, 39 de perechi de articole de încălțăminte sport și 21 de genți.